Circa 5 hectare de vegetație uscată de pe un teren situat între localitățile Bobeni și Ciocmani a luat foc ieri după amiază. Pompierii au luptat cu flăcările și au reușit să lichideze incendiul. Potrivit datelor primite de la reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, marți 1 septembrie, în jurul prânzului, secția de pompieri din Jibou a fost solicitată să intervină pentru a stinge un incendiu izbucnit la vegetația uscată pe un teren aflat între localitățile Bobeni și Ciocmani. Proprietarea terenului a executat lucrări de igienizare, a scăpat focul de sub control, flăcările mistuind aproximativ 5 hectare de vegetație uscată.